alegerea potrivită. Dă-ai energie. Da. Dialogul social poate contribui de asemenea la o tranziție echitabilă prin asigurarea implicării lucrătorilor și angajatorilor, se arată în raport. Totodată, tranziția ar putea atenua polarizarea actuală a locurilor de muncă, ce este cauzată de automatizare și digitalizare. În acest sens, se pot crea locuri de muncă cu salarii și competențe medii, în special în sectorul construcțiilor și al producției, mai apreciază Comisia Europeană. La monumentul Lincoln va fi cu adevărat măreață, a declarat pe Twitter președintele Trump, adăugând, va fi spectacolul unei vieți. Președintele a continuat reluând temele sale centrale de campanie. El le va... În spatele monumentului Lincoln și va dura 35 de minute, de două ori mai mult decât în anii trecuți. Președintele Trump va prezida una din cele mai neobișnuite celebrări ale lui 4 iulie de pe o scenă colorată în roșu alb. Președintele Trump, va fi un eveniment special, va fi despre această țară, va fi un tribut plătit Americii. Voi spune câteva cuvinte, avioane vor zbura deasupra, cele mai bune avioane de luptă din lume, vor fi cele mai noi tancuri acolo, vom expune un echipament militar incredibil. Celor două vehicule blindate Bradley... de faptul că președintele Trump politizează și spun că dacă președintele Trump va face din celebrarea lui 4 iulie un eveniment în mod declarat politic, acest fapt ar putea așeza persoanele